Veniți cu propuneri concrete, luați regulamentul 163, citiți-l, vă rog, cu atenție. Și atunci cum veniți cu propuneri, veniți cu propuneri pe articole și vă rog să nu veniți așa cum a făcut o bună parte de cetățenii Republicii Moldova care se pretind că sunt societate civilă și mi-au trimis mai mult de 100 de așa numite avize. Să știți că cetățenii nu dau avize. Avize dau ministerele, alte instituții ale statului, comisiile parlamentare. Dumneavoastră veniți cu propuneri. Păi iată, am peste 150 de propuneri care au același conținut, scanat, fotografiat și trimis aici la minister, numai prin diferite semnături. Persoanele care au semnat nici măcar nu subscriu ce organizații non-guvernamentale reprezintă. Așa că vă rog să nu ne jucăm de a bloggerii și de a trollerii, ci să lucrăm